Bună ziua, stimați cetățeni și dragi reprezentanți ai mass-media! Suntem astăzi la această conferință de presă ca reprezentanți ai trei formațiuni politice extraparlamentare pro-europene și vrem să vă anunțăm despre stabilirea unui parteneriat politic și electoral durabil dintre Platforma Demnitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbării. Mai întâi vom începe prin a da citire unei declarații comune, iar mai apoi colegii mei se vor expune la acest subiect mai detaliat. Declarația comună a Platformei Demnitate și Adevăr, a Ligii Orașelor și Comunelor și Partidului Schimbării cu privire la stabilirea unui parteneriat politic și electoral durabil. Pornind de la obiectivul politic comun pentru formațiunile noastre, consolidarea forțelor pro-europene în scopul asigurării parcursului european și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pornind de la obiectivul comun de edificarea unui stat de drept în care separația puterilor, egalitatea de șanse și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești sunt valori supreme, iar economia de piață funcțională, libera concurență și transparența asigură prosperitatea economică pentru toți cetățenii. Conștientizând că procesul de reformă a sistemului judecătoresc și a sistemului procuraturii este în profundă stagnare, conștientizând pericolul revenirii forțelor oligarhice și a grupărilor criminale la putere, folosindu-se de ineficiența instituțiilor, stagnarea reformei justiției și contextul geopolitic extrem de complicat, constatând necesitatea imperioasă a consolidării autonomiei locale și descentralizării reale administrative, financiare și politice, subliniind importanța dezvoltării unei autentice democrații participative cu largă implicare a societății civile, a unui dialog politic transparent, civilizat și permanent cu toate forțele de orientare pro-europeană. Platforma Demnitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbării declară: formarea unui parteneriat politic și electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, formarea unei echipe comune la nivel central și la nivelul administrațiilor publice locale în vederea pregătirii pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, susținerea reciprocă a aleșilor locale ai platformei DA, LOC și Partidul Schimbării și colaborarea între cele trei partide la nivel local în interesul cetățenilor și formării coalițiilor la nivel local dintre cele trei partide. Promovarea la nivel de politici și acțiuni a dezideratelor de consolidare a autonomiei locale prin debirocratizarea APL-urilor, evitarea suprapunerii de funcții, asigurarea proximității față de cetățean, menținerea maximală a impozitelor și taxelor în bugetele locale, elaborarea unor proiecte de atragere a finanțării externe pentru dezvoltarea economică și socială a localităților, instituționalizarea unor mecanisme decizionale participative, contracararea și demascarea acțiunilor organizațiilor criminale și agrupărilor oligarhice de destabilizare a țării, participarea în baza unei liste comune a candidaților celor trei formațiuni politice la alegerile parlamentare, identificarea și susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale, deschidere pentru crearea unui parteneriat mai larg cu reprezentanții societății civile, profesioniști din cadrul administrației publice centrale și locale, primari, precum și formațiuni politice pro-europene. Platforma Demnitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbării consideră că consolidarea partidelor pro-europene va contribui decisiv la fortificarea sistemului pluripartidist din Republica Moldova, va oferi societății o alternativă politică pro-europeană, va accelera procesele democratice și va garanta irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. Vă mulțumesc și am să rog colegii, de fapt liderii de formațiuni politice, pe rând să se expună așa cum consideră ei. Stimați concetățeni, alegerile locale generale din acest an
au fost un test nu doar pentru comunitățile locale din țara noastră, a fost și un exercițiu de care depinde viitorul prosper, viitorul democratic și viitorul european al Republicii Moldova. Dacă în alegerile locale oricare formațiune politică își poate delega candidați pentru anumite funcții elective și poate merge într-un mod mai mult sau mai puțin dispersat, în alegerile prezidențiale și în alegerile parlamentare este nevoie de o consolidare. Noi, reprezentanții celor trei formațiuni, conștientizăm riscurile care planează asupra Republicii Moldova și faptul că parcursul european încă nu este unul irreversibil așa cum ni se declară. În același timp, analizând rezultatele alegerilor, analizând scorurile celor trei formațiuni politice, noi, cei de la Liga Orașelor și Comunelor, am constatat că cumulativ cele trei formațiuni ar avea un scor de aproximativ 7%. Desigur, acest scor nu poate fi transpus asupra viitoarelor exerciții electorale, dar este un semnal pe care, de fapt, îl primim de la concetățenii noștri de a merge împreună și de a da un semn de unitate în scopul păstrării cursului nostru extern, cursului nostru pro-european, care astăzi este atacat și se află sub un asediu permanent. Analizând situația actuală politică, analizând și studiile și sondajele sociologice recente, constatăm că există un risc enorm ca acest parcurs să fie periclitat. Noi, politicienii de factură nouă, reprezentanții partidelor emergente care își doresc păstrarea acestui curs, nu putem permite ca Republica Moldova să derapeze pe o linie moartă în mâinile unor grupări politico-criminale care astăzi activează nestingherit în Republica Moldova. Din acest considerent, la data de 16 decembrie, Consiliul Național al Ligii Orașelor și Comunelor a decis să susțină acest apel și devine parte a acestui grup de lucru care va urma să pregătească cele trei formațiuni și nu doar pentru viitoarele exerciții electorale. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să mulțumesc membrii tuturor celor trei formațiuni politice, conducerii acestor formațiuni politice pentru maturitatea politică de care au dat dovadă. Este clar pentru toată lumea că Republica Moldova are nevoie de o consolidare. Nu avem foarte mulți oameni în Republica Moldova dornici să se implice în tot ceea ce ține administrația publică locală, administrația publică centrală, în slujba cetățeanului. Avem foarte multe probleme la capitolul de demografic, foarte mulți concetățeni, inclusiv tineri capabili să pună umărul pentru prosperitatea Republicii Moldova, din păcate, decid să-și croiască soarta și să caute bunăstare în alte colțuri ale lumii. De asta este nevoie ca toți oamenii care au capacitate, experiență în administrația publică locală, experiență în administrația publică centrală, oameni care pot aduce un aport în beneficiu cetățeanului și Republicii Moldova să se unească și să formeze un proiect comun, unic, astfel încât riscurile despre care tocmai vorbea domnul primar, domnul Bujoreanu, să nu ne pască peste 2 ani de zile în care forțe străine interesul Republicii Moldova ar putea obține o majoritate în Parlament. Sunt sigur că consolidarea care am pornit-o astăzi datorită maturității politice membrilor, în primul rând, a celor trei formațiuni, cu susținerea masivă a unei bune componente din cadrul societății civile, vom reuși să avem o prestație foarte bună și să avem un cuvânt greu de spus în viitorul european, în viitorul prosper pentru Republica Moldova și cetățenii statului nostru. Mersi! Stimați cetățeni, stimați prieteni, în calitate de președinte al Partidului Schimbării, în numele colegilor mei din Biroul Politic, vă salut și țin în primul rând să le mulțumesc colegilor mei pentru faptul că după alegerile locale, într-un timp foarte scurt, am reușit să discutăm, să agreăm stabilirea unui parteneriat politic durabil în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare care ne așteaptă. Republica Moldova niciodată nu a fost atât de aproape de Uniunea Europeană, dar în același timp niciodată nu au existat riscuri mai mari
pentru integrarea europeană și viitorul european al Republicii Moldova. Și alegerile locale sunt o probă în acest sens. Ceea ce am văzut noi în alegerile locale este un manifest a crimei organizate care, prin partide politice interpuse, fiind foarte bine finanțate din exterior prin intermediul acestor grupări criminale organizate, au reușit să submineze tot ce înseamnă democrație, corectitudine, echitate și au reușit să corupă zeci, dacă nu sute de mii de oameni. Noi, reprezentanții celor trei partide politice care stau astăzi în fața dumneavoastră, venim cu un mesaj de coeziune și consolidare. Venim cu o declarație comună care pune bazele și fundația coalizării forțelor pro-europene și creării unei alternative pro-europene viabile, integre, puternice pentru Republica Moldova. Avem nevoie, ca niciodată, de înțelepciune și maturitate politică. Vă îndemnăm pe toți cei care ne priviți să ne susțineți, să ne încurajați să dezvoltăm acest parteneriat politic electoral și, în măsura posibilităților, să vă implicați în acest proces. Eu vă mulțumesc tuturor și ne doresc nou tuturor și Republicii Moldova într-un ceas bun. Mai departe, cred că ar fi bine colegii noștri să se expună. Mă numesc Simeon Tătarov, sunt primarul orașului Rezina, membru a Partidului Schimbării, vicepreședinte a Partidului Schimbării și voi avea o adresare în special pentru liderii locali din teritoriul Republicii Moldova, adică către primari. Vă îndemn să ne susțineți acest proiect, acest parteneriat. Vă rog să vă aliniați acestui parteneriat și împreună să consolidăm autonomia locală veridică. Împreună să izbutim să descentralizăm finanțele publice pentru comunitățile din care venim toți. Eu sunt convins că primarii și funcționarii publici din administrațiile publice locale de nivelul 1 sunt conștienți despre aceste politici în domeniul protecției inclusiv și sociale a populației din teritoriile care le administrăm. Doamne ajută nouă! Doamne ajută! Așa. Stimați prieteni, în primul rând vreau să încep cu aceea că sincer mă bucur că există lume care vrea să se implice, care vrea să iasă din zona de confort, din modul obișnuit de viață și vrea să-și dedice o parte din timp pentru a face ordine, pentru a crea o perspectivă de dezvoltare aici acasă, în țara noastră, pentru că o bună parte din concetățenii noștri au preferat să caute un trai mai bun peste hotare. Și asta mă încurajează, înseamnă că noi avem oameni dornici să se implice, dornici să producă o schimbare spre bine la noi în țară. Și mulți din noi care vedeți acum sunt la prima experiență politică, nu am sărit dintr-un partid în altul și lucrul care ne unește, obiectivul nostru comun este să menținem parcursul pro-european al Republicii Moldova. Noi vedem tot felul de trădători care încearcă să-și îmbrace blană pro-europeană. Fiți vigilenți, nu credeți în minciuni și în pomenii electorale. Cei care sunt cinstiți și corecți nu vin cu pomeni. Da, înțelegem că este dificil, toate partidele se confruntă cu deficit de cadre și noi credem că este un pas corect, o mișcare corectă să ne consolidăm. Noi auzim aceste mesaje des în teritoriu și de aceea eu cred că este binevenit ca noi să ne unim forțele, pentru că
Împreună noi putem fi mai puternici, noi putem realiza mai multe și putem deveni într-adevăr o alternativă la partidul care se află la guvernare, la partidul PAS. Sunt și oameni de treabă, dar se fac multe greșeli și lumea, din păcate, se dezamăgește și nu are o alternativă. De aceea, obiectivul nostru este să creăm o alternativă sănătoasă, pro-europeană și de aceea vă îndemnăm să fiți alături de noi. Situația actuală în care se află Republica Moldova trebuie analizată foarte minuțios. Încă în 2022, când a fost depusă cererea de aderare la Uniunea Europeană, platforma DA a insistat pe faptul că acest ideal trebuie să fie al întregii națiuni și nu al unui singur partid. Înainte de meetingul din 21 mai am venit cu același mesaj, consolidarea forțelor pro-europene pentru a realiza cât mai repede pașii necesari pentru a deveni membri a Uniunii Europene. Din păcate, avem ce avem. Partidul de guvernământ încă se consideră unicul care poate să realizeze acest proces și marginalizează alte forțe pro-europene. Noi, cei care suntem în fața dumneavoastră, am trecut peste orgoliul personal și ne gândim la viitorul Republicii Moldova. Analizăm cu câțiva pași înainte. E și normal ca orice partid care se află la guvernare să se erodeze. Iar rezultatele alegerilor locale, sondajele, demonstrează că în următorul parlament nu va mai fi o guvernare unipartidistă. Astfel că e nevoie de un partid de alternativă care să asigure o majoritate pro-europeană, astfel ca procesul de integrare în Uniunea Europeană să continue și după aceste alegeri parlamentare care vor avea loc în 2025. Anume, din acest context, cele trei partide, Platforma de Unitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunelor, Partidul Schimbării, au decis să facă un parteneriat politic, astfel ca să ne pregătim sârguincios și responsabil pentru aceste alegeri, ca să nu admitem că în următorul parlament vor veni partide de stânga, partide finanțate din Federația Rusă sau de grupările criminale, care vor pune pe stop orice proces de integrare europeană. Noi suntem într-un moment istoric în care în maxim 10 ani putem deveni țara, membru a Uniunii Europene. Însă pentru acest lucru este nevoie ca în următorul parlament să avem o majoritate pro-europeană cu oameni competenți care să știe cum să implementeze reformele și care să știe cum să negocieze cu partenerii din Uniunea Europeană în tot acest proces. Îndemnăm, cum am spus și în comunicat, îndemnăm aleșii locali, societatea civilă, alte partide cu viziuni pro-europene să se alăture acestui proces, astfel ca în 2025 să avem o majoritate confortabilă pentru a realiza idealul nostru național de a deveni țară membra Uniunii Europene. Mersi. Dacă mai e cineva? Dacă stimați atunci... prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost cu noi și vă îndemnăm să ne fiți alături. O zi bună și la revedere! O zi bună tuturor!